Salutare lume, astăzi am să vă prezint aceste boxe de la JBL. Uitați aici și plasele din față, așa. Acestea le-am luat dintr-un depozit de la cineva, bineînțeles le-am cumpărat. Asta, deci, după cum se poate vedea, la una are plasa ruptă, a fost lipită cu lipici, așa. A fost dată cu o soluție ceva pe membrană, pe partea asta de con. Aici, după cum am observat la medii, are o fisură, așa, vedeți și voi, fisurat o leacă, și dacă apăs în el se mișcă de acolo, la fel și la celălalt, deci la amândoi aceeași problemă, și la cel din altii, aici e intact, n-are nimic, dar în schimb la celălalt a fost atins, vedeți, și împins înăuntru, să bească să-l disfac și să-l aduc înapoi la poziția lui inițială. Acum să vă arăt și partea din spate. Cam așa arată partea din spate. Uitați aici. Partea de bas. Așa. Deci uitați cât e degetul și cât e portul de bas. Aici sunt conexiunile și uitați și seria. Uitați așa. Acum am să iau ruleta și am să măsor difuzorul de bas, de medii și din alte. El așa ca dimensiune, difuzorul de bas are 20 de centimetri, să zic așa. Difuzorul de medii are 12 centimetri și cel din altii are, să zic, cred că vreo 3 centimetri cu tot cu bobină. Na, asta trebuie să-l disfac ca să îmi dau seama. Aici portul de bas, uitați cât are, 7 centimetri. Așa, acum am să măsor înălțimea și lățimea boxei. Lățimea boxei este de 28 de centimetri și înălțimea 61 de centimetri. Da, deci acum am să le desfac ca să vedeți și voi ce se află în aceste boxe. Deci eu nu le-am desfăcut până acum. Uitați aici și difuzorul de bas, cum arată. Deci este original. Acum nu știu exact puterea, bobina cred că are 1,7 inci, nu știu exact, așa estimativ după mine, cam pe acolo e bobina difuzorului. Vreau să văd acum filtrul, cum arată. Uitați aici și filtrul, e cu condensator și deja, dacă stau să mă uit mai bine, are un condensator umflat, pe cum pare, condensator este umflat, așa. Uitați aici, ați vedea și voi că nu vorbesc aiurea. Aici. Până la urmă am desfăcut filtrul din această boxă. Uitați aici condensatorul, așa, mai este unul aici, așa, cam ăștia doi, cam așa arată filtrul, uitați pe verso, da? Deci condensatorul ăsta care e umflat merge pe difuzorul de medii, deci semnalul care vine trece prin bobina asta. E venit la condensatorul ăsta care dă la ground și pe urmă semnalul care merge trece prin al doilea condensator ăsta de aici care nu este umflat, care la rândul lui are bobina asta care dă la masă, să zic așa, și el pe bobina asta de aici ai pus difuzorul de medii. Acum am să desfac și difuzorul de medii, să văd cum este construit.
aici. Totuși, lucrurile astea diferă puțin cei care le-am desfăcut de la difuzorul de masă. Așa, deci, cauciucul ăsta e foarte subțire, se simte la deget. Da. Totuși, puțin lipit aici, nu știu de ce. Nu știu de ce zici că lipit aici. Trebuie să văd pe unde se bagă ca să scot. Uitați aici, deci și difuzorul ăsta este original. Și uitați cum este făcut. Și acum am să desfac difuzorul VMD, de fapt, cel din alte. Deci asta este original. Da, am să-i scot aici mufile astea de la terminale pentru că vreau să-l desfac. Da, ies greu, tare. Până la urmă am desfăcut tuterul din alte. Așa am desfăcut cele 4 șuruburi. Uitați aici. Acum am acces la bobină și pot să-l fac înapoi, îndoitura aia de acolo. Uitați aici cum arată bobina. Vedeți și voi, are aici o leacă de vată. Așa, deci, cam ăsta e. Deci, uitați aici, am dat cu lipici pe crăpătura aia și am împins membrana cu greutate și am folosit... Acolo ce vedeți voi, uitați, am folosit lipici din asta, așa, care este foarte bun, aștept să se întărească și pe urmă am să dau jos astea ca să-și revină la normal. Deci, după cum puteți vedea, am pus aceste boxe pe această stație, recoștiți, uitați, este un Technics, așa, uitați cât îi da volumul, corecția de ton, în altele sunt date la maxim, aici loudness-ul este oprit, așa, semnalul îl dau de pe acest CD player, da, deci dacă i-am să îi dau drumul, nu e ca în vest, frate. Norii negri se adună peste noapte. Dar am poezia mea pentru libertate și forțele aprinse pentru eternitate. Nu că aș fi vrut, însă am trecut de mic prin focurile iadului, e totul sau nimic. Victoria este acelor care gata se ridică. Știi, viața este lupta în care nu e loc de frică. Așa că drept, drept, în picioare m-am ridicat și ca David cu Goliat am luptat. Am respectat ce era de respectat. În rest am dat totul la o parte cu un gest. Ăsta e un manifest, este încă un protest. Am îndurat prea mult ca Mandela în arest. Am trecut iarăși prin foc, îl mai simt încă în talpă. Dar acum, frate, pot să merg pe apă. Hei, a fost tot mai greu. Ce-am simțit o să știu doar eu. M-am luptat cu umbrele din jur mereu. Fără să știu că ăsta e apul meu. Dar cu tâmpile sună alarma, lumea arde jurul meu, poate e karma. Dar eu sunt obișnuit deja cu drama și nu o să aștept să mă salveze Obama. Pregătit să rezist, să folosesc adrenalina. Din anii în care asta sunt taie ca cu ghilotina. Experimentul românesc a fost un dar care m-a învățat cum să mărșăluiesc pe jar.
M-am învățat că atunci când viața pare roz, o să ajung inevitabil în genunchi molos. Deci cam asta a fost prezentarea acestor boxe. Na, stația are undeva la 2 ori 85 de W în 4 ohmi. Așa, deci puterea care am dat-o acum este aproape de maxim, să spun așa. Na, cred că boxele au undeva la vreo 2 ori 70 de W, să zic, adică 70 de W pe una, 70 pe cealaltă. Na. Deci cam asta au fost. Na, la revedere.